Bună! Haideți să discutăm astăzi de rezolvarea unei ecuații de gradul 2. Ce înseamnă o ecuație de gradul 2? Înseamnă o expresie în care mi-apare o necunoscută la puterea a doua. Și trebuie să o rezolv. Cu alte cuvinte, să găsesc acei x din R, în care dacă înlocuiesc pe x cu valoarea respectivă, ecuația se verifică, adică cu alte cuvinte, chiar îmi dă egal cu 0. Haideți să vedem ce fel de enunț am putea să primim și cum le tratăm. Bun, să luăm un exemplu mai întâi. Fie ecuația x pătrat plus 5x minus 6 egal 0. Mi se poate pune întrebarea în enunț dacă, verificați dacă, x egal cu 2 este soluție. Sau, același enunț, verificați dacă x egal cu 1 este soluție. Ce înseamnă o valoare din R să fie soluție sau rădăcina ecuației? Înseamnă că ea trebuie să verifice, ca să fie soluție sau rădăcină, trebuie să verifice acea relație. Cu alte cuvinte, dacă ne întreabă concret o anumită valoare, dacă este sau nu este rădăcină, voi înlocui valoarea respectivă pe x cu numărul respectiv și vedem dacă ne dă adevărat sau nu. Bun. Haideți să vedem deci pentru punctul A. Pentru x egal cu 2. Înlocuiesc 2 la pătrat plus 5 ori 2 minus 6 și văd dacă îmi dă 0. 2 la pătrat 4 plus 10 minus 6, 14 minus 6, 8. Ne-a ieșit 0? Nu. Prin urmare, 2 nu este soluție. Deci, x egal cu 2 nu este soluție sau se mai numește rădăcină. Rădăcină a ecuației. Bun, haideți să vedem la subpunctul B.